Voiam să vorbim despre materialul acela pe care l-am prezentat în cadrul proiectului Erasmus Plus și despre factorii de risc. Materialul este realizat în funcție de un material bibliografic, în funcție de niște statistici, de niște cercetări sociologice, dar sunt de vorbă cu doamna psiholog Radu Corina. Am înțeles că nu putem să luăm exact afirmațiile de acolo. De exemplu, un factor de risc care ar putea preveni violența domestică este agresivitatea partenerului. Că nu trebuie să avem grijă să evităm să dezvoltăm relații cu oameni agresivi sau cu oameni cu antecedente. Ce părere aveți? O să explic un pic diferența între aspectele teoretice și aspectele practice. Și când vorbim de corpul fizic, ca să putem să învățăm despre el, e nevoie să separăm. Și vorbim separat despre picat sau separat despre plămâni. Însă realitatele nu există separat. La fel în orice, putem vorbi de aspecte teoretice, însă în practică ele se ambalează diferit. Și ca să vorbim despre cum prevenim violența domestică, desigur vorbim despre alegerea partenerului. Și aici este foarte important să înțelegem cum se întâmplă această alegere a partenerului, pentru că se întâmplă puțin diferit față de ceea ce credem. Noi credem că partenerul ni-l alegem conștient. Aleg un partener care este așa, așa, așa și care nu agresiv, este, da. Exact, și care nu este așa, așa, așa. Și asta este ceea ce credem noi că facem. Însă, în realitate, partenerul se alege de la nivel inconștient, în funcție de modelele relaționale pe care le-am introiectat noi, adică le-am interiorizat, în copilăria noastră. Dacă, de exemplu, eu am trăit într-o familie în care tata o lovea pe mama, bineînțeles că pe nivel conștient eu o să spun, eu nu vreau un partener ca tata. Eu vreau un partener bun, blând și iubitor. Însă la nivel inconștient s-a înregistrat această informație despre tipul acesta relațional și este foarte posibil ca la nivel inconștient să aleg un partener fix ca tata. La început să pară totul frumos, totul roz, să zic, mamă, ce om bun și blând am găsit, și după o vreme să încep să-i spun, da, zici că ești exact ca taică-mea. Ok. Și după care, desigur, vine întrebarea, bun, și dacă noi ne alegem partenerii, de fapt, de la nivel inconștient, cum prevenim situațiile astea? Păi, ne uităm un pic la modelele relaționale cu care venim, adică ce s-a întâmplat în familia noastră de bază, și cel mai important este să ne uităm la genul de partener pe care am ales, pentru că noi începem această explorare din adolescență. Și de atunci începem să ne dăm seama ce se întâmplă. După aia, deja în tinerețe, pe la 20-25 de ani, unii fac o alegere și se căsătoresc, dar unii încă explorează. Și dacă observăm că se repetă un tipar relațional, adică am atras odată un tip de partener, ok, am zis, hai că nu-i bun, aleg altul. Dacă și a doua oară, și a treia oară, atunci trebuie să facem un pic o explorare a inconștientului, care se face împreună cu un specialist în această zonă. Și specialiștii din zona asta sunt psihologi sau psihoterapeuți. Cam ăsta este un mod cumva mai real și mai palpabil de a alege un partener și de a evita situațiile neplăcute, pentru că, v-am zis, inconștientul e și el cu noi și nu putem să ne prefacem că nu-l avem. Am înțeles. Deci ați oferi în cadrul proiectului un ajutor tinerelor fete care vor să-și aleagă un partener și își realizează că de fapt se duc spre un anumit tipar. Aici este foarte important ca persoana să-și asume și să-și dorească să se implice într-un proces terapeutic,
unde să-și conștientizeze tiparele și nu doar să le conștientizeze, pentru că sunt foarte mulți oameni care citesc acum și au acces la informații și avem și cărți, însă uneori să-ți dai seama că alegi un tipar nu este suficient. O să-ți dai seama, vei spune, ok, nu mai aleg tiparul ăsta, însă este important să existe un lucru la nivel inconștient, un lucru psihoterapeutic, pe care, cum îl numim noi, care generează o schimbare la nivel interior și apoi de la sine, fără să-ți mai propui neapărat mental, se va produce o schimbare, adică vei atrage altceva. Deci nu este doar o chestie de disponibilitate a terapeuților, pentru că există mulți terapeuți disponibili și pe multe orientări, cât este foarte important ca noi să ne asumăm asta și să ne asumăm un proces. Adică nu este suficient să ne ducem o dată sau de două ori și să ne așteptăm să se întâmple un miracol în viața noastră. Am înțeles. Dar mai sunt și alte cazuri. De exemplu, dacă găsesc un partener care provine dintr-o familie de oameni agresivi, unde a fost bătut sau unde tata a bătut pe mama, acesta neapărat va prelua aceste modele în viața lui de adult? Și trebuie să mă apăr de el? Nu neapărat. De asta zic că aspectele teoretice ne spun unde există o predispoziție, dar psihicul este foarte complex și noi nu avem cum să știm cum reacționează persoana. De exemplu, poate să se identifice cu opusul și să fie foarte reținut, sau cum să zic, să nu manifeste astfel de comportamente. Adică să chiar să respingă modelul ăla. Exact, dar este foarte posibil să atragă un partener care va face asta. Am înțeles. Ok, și ideea este că este important să înțelegem definiția libertății și aici vorbim de libertatea de a fi. De exemplu, dacă pe mine părinții tot timpul m-au forțat să fac ceva, copiii au două reacții. Unii sunt submisivi, adică fac ceea ce ceru părintele, și ceilalți fac pe dos. Și cei care fac pe dos au sentimentul că ai libertatea, opusul față de ceea ce mi s-a impus. Însă, câtă vreme ai un criteriu, fac opus de ceea ce îmi spui, nici aceea nu este libertate. Adică trebuie să intri în contact cu cine ești tu și să fii cine ești tu, nu obligatoriu cum au fost părinții tăi și nici opusul. Și asta înseamnă să ajungi să ai o raportare echilibrată la acel aspect. În momentul în care, de exemplu, vezi doi oameni pe stradă care se ceartă și asta te atinge emoțional, te întristează, îți dă o stare, asta înseamnă că încă tu nu ți-ai lucrat. Asta nu înseamnă că devenim, cum să zic, lipsiți de sentimente și nu știu, nu intervenim să ajutăm dacă... Dar în momentul în care te atinge ceva puternic emoțional, înseamnă că încă tu nu ai o raportare echilibrată la aspectul acela. Și nu ești în personalitatea ta, în sinele tău, ci ești fie în identificare cu ce ai văzut acasă, fie în opoziție. Am înțeles. Deci, până la urmă, trebuie să citim mai mult, să ne documentăm mai mult când ne alegem un partener și să consultăm și un... Cel mai mult este să ne facem partea practică, adică lucru interior, pentru că altfel doar mai adăugăm și mai multe informații la nivel mental, care se așează peste cea care este la nivel inconștient, dar aia de la nivel inconștient rămâne și lucrează. Ce sfaturi dați tinerelor, fete? Nu neapărat foarte tinere, cred că și tinerilor familii, înainte de a se căsători pentru alegerea unui partener. Păi, cumva rezum ce am zis. Dacă noi constatăm din experiențele noastre că atragem un anumit tipar și că nu reușim să găsim un partener cu care să trăim o împlinire relațională, asta înseamnă să facem o explorare interioară cu un specialist în domeniul psihoterapiei. Sunt multe persoane care în urma mai multor eșecuri spun, ok, nu există relații fericite și atunci o să aleg una cât de cât. Există fericire și împlinire în relație, însă asta înseamnă să ne eliberăm de aceste programele inconștiente. Iar când vine vorba de familie, în momentul în care deja ai ajuns într-o familie și
și îți dai seama că lucrurile nu sunt așa cum ți-ai dorit. Din punctul meu de vedere, ideal este să începem tot cu această explorare a inconștientului, cu o terapie individuală sau de cuplu. Să nu stăm să ajungem în punctul în care s-a acumulat foarte multă frustrare și să nu-l mai suportăm pe celălalt și să ajungem în punctul în care zicem, băi, nu mai putem și plecăm. Pentru că sunt relații care, cu ajutor specializat, pot să ajungă să meargă foarte bine. Și mai e de menționat faptul că relațiile prin natura lor nu sunt doar roz. Relațiile sunt un context de creștere. Ele ne pun față în față cu noi înșine. Și atunci, în momentul în care ceva nu merge, putem să vedem ce ne arată asta despre noi. În ce fel putem să creștem, să fim mai calmi, mai fericiți, mai relaxați. Nu să dăm din prima bir cu fugiții. Pentru că cumva e în natura relațiilor această dezvoltare personală. Mulțumim doamnei psiholog Corina Radu, care colaborează cu Asociația pentru Dialog Intercultural. Cu mare drag și eu vă mulțumesc!